UPL vă recomandă Argos, inhibitor de încolțire a cartofilor pe durata depozitării. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Vă anunțam un pic mai devreme că de la această oră vom aborda și alte subiecte. Vom trece la partea de zootehnie, vom discuta despre crescătorii de bovine, dar sunt multe subiecte care, din păcate, au creat animozități, nemulțumiri în rândul celor care cresc bovine în România. O să le aflați de la invitații mei de la această oră, dar până să discutăm efectiv, dați-mi voie să vă prezint invitatul meu din acest moment. E vorba de domnul Claudiu Davițoiu, președintele Holstein.ro. Bună seara, domnul Davițoiu! Bună seara! Un fermier cu foarte multă experiență, un fermier apreciat și recunoscut. Dar ca să-mi duc promisiunea la bun sfârșit, l-am apelat și pe domnul deputat Florin Barbu, noul președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Este alături de noi prin telefon domnul președinte Barbu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă salut și salut și telespectatorii noastre și invitații. Domnul Barbu, întâi de toate vreau să vă felicit pentru noua poziție pe care o ocupați. Trebuie să le spun celor care nu vă știu. Dumneavoastră ați fost director general al ANIF până în 2019. Până în 2020. Chiar 20, da. Vă întreb că sunt mulți oameni care așteaptă multe lucruri din partea Comisiei de Agricultură. E un mandat care vă obligă, dar sunt convins că, așa cum vă cunosc, un om ambițios, vă veți lupta pentru legile fermierilor. Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt prioritățile în momentul de față acolo la Comisia de Agricultură, că au rămas multe lucruri nerezolvate, iar invitatul meu, domnul Davițoiu, distinsul domn Davițoiu, dacă vrea să vă adreseze și dumnealui o întrebare, două, cu mare drag, mai ales că e unul dintre fermierii reprezentativi din România, lucrează o suprafață importantă în vegetal, e unul dintre oamenii care au rezistat până în momentul ăsta cu o fermă performantă de vaci de lapte aici lângă București la Afumați, și așa că avem subiecte de dialog. Ia spuneți-ne întâi de toate cu ce gânduri veniți în fruntea Comisiei de Agricultură și mai ales cu ce priorități. Sigur, nominalizarea mea pentru preluarea acestei funcții de președinte al Comisiei de Agricultură este o responsabilitate foarte mare față de colegii mei, față de fermieri pe care am onoarea să-i reprezint în Parlamentul României, dar și, cum a spus mai devreme dumneavoastră, față de colegii mei de la Agenția Națională de Îmbunătățiri, funcționare alături de care am elaborat atâtea programe și proiecte. Eu cred că în momentul de față, soluția cea mai bună pentru agricultura României este să oferim încredere fermierilor, să le oferim prin această comisie împreună cu ministrul agriculturii nou nominalizat și pus în fruntea agriculturii românești, domnul Adrian Chesnoiu, să le dăm și stabilitatea și printr-un cadru legislativ stabil. Eu cred că soluția cea mai bună este să obținem independența alimentară și și realizarea unui lanț comercial integrat care se poate face inclusiv prin Casa Unirii, acel proiect pe care și eu am participat la înființarea lui și cred că va avea un efect foarte bun. Cred cu tărie că vom continua toate proiectele ceea ce am început și vom elabora cele mai bune politici agricole în ultimii ani, pe care vă spun sigur că este o premieră și este un lucru extraordinar. Eu așa o văd, ca doi deputați din același județ, atât eu, în calitatea mea de deputat și președinte al Comisiei de Agricultură, cât și domnul ministru Adrian Chesnoiu, ministru al Agriculturii, să fim în același județ și împreună să facem politica agrară care să rezolve toate problemele acestea pentru fermieri. Da, sunt câteva legi pe care fermierii le așteaptă. Una dintre ele cred că este legată de legea arendei. Ar mai fi și alte legi pe care
le-au mai solicitat cei care sunt fermieri în România, dar cred că asta legată de legea arendei ar fi una dintre priorități. Greșesc, domnul David Soiu? Nu greșiți, dar pentru noi fermierii, cred că nu chiar legea arendei ne, eu știu, ne omoară cel mai mult. Așa? Pe noi ne omoară irigațiile, pe noi ne omoară scumpirile care au avut loc de motorină, de îngrășăminte, de inputuri, nu mai vorbesc premixuri și furaje și așa mai departe. Astea sunt prioritățile noastre care ne frământă cel mai mult acum. Și am așa o, știi, nu o întrebare, dar vreau să-i spun așa lui domnul președinte. Avem o țară plină de apă dulce, plină de apă dulce, se duce atâta apă dulce în Marea Neagră și Prutul și Siretul și Dunărea și noi n-avem apă. N-avem apă, n-avem apă cu ce să irigăm și mai ales la o fermă zootehnică care e, cum e a mea, să n-am un pic de apă ca să irig și să mă chinuiesc să scot din puțuri, să scot din de unde pot, e ceva care nu poți să gândești că se poate realiza producție fără apă în țara asta. Și de asta, mai ales că a lucrat în ANIF, cred că principala prioritate care ar trebui să existe și la domnul ministru și la dânsul ar fi irigatul. Fără irigat nu putem să facem agricultură performantă. L-ați auzit, domnul Barbu? Da, sigur. Dumneavoastră știți, domnul Ghinea, proiectul de reabilitare a sistemului de irigații din România, el a fost început. Știți foarte bine, eu când am plecat în anul 2020, am avut aproape 46 de amenajeri care erau în stadiu de execuție și pentru celelalte amenajeri până la 2 milioane de hectare, cum prevedea legea, practic legea votată în Parlament, erau proiectele finalizate. Din păcate, în 2 ani de zile, de când domnul Oros și conducerea ANIF, care este acum pusă în momentul de față, nu au putut finaliza achizițiile pentru niciun proiect. Practic, din momentul în care eu am plecat de acolo, de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, nu s-a scos nicio licitație pentru acoperirea celor 2 milioane de hectare. Mai mult, noi în Parlament și fermierii știu foarte bine, atunci când am dat acea apă gratuită și am completat, pe lângă infrastructura principală de irigații, am dat o lege în Parlament atunci când președinte Comisiei de Agricultură era domnul Adrian Chesnoiu, actualul ministru al Agriculturii, o lege prin care inclusiv și stațiile de punere sub presiune, practic cheltuiala fermierilor pentru a iriga culturile, era suportată de la stat. Domnul Oros nu au fost în stare să dea normele de aplicare, astfel încât fermierii anul acesta trebuia să beneficieze de apă gratuită, inclusiv la stațiile de punere sub presiune. Mai mult, domnul a vorbit foarte clar și așa este, 75-80% din sistemele de irigații sunt pe Dunăre, unde milioane de metri cub știm foarte bine, în loc să le ducem pe câmp pentru plante să le dăm cantitatea necesară de apă prin irigat, ele se ducă mare și se răturează. Deci programul de reabilitare a infrastructurii principale de irigații și mai mult am vorbit cu domnul Chesnoiu și mi-a explicat faptul că în anul 2020 și în anul 2021 execuția bugetară pentru reabilitarea sistemelor de investiții în irigații a fost undeva la 35-40%, practic în fiecare an Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și Ministerul Agriculturii au dat practic banii înapoi că nu au fost în stare să-i cheltuie. Noi vom, și domnul ministru va trimite un audit acolo și auditul va dura foarte scurt, întrucât acele proiecte sunt deja demarate, ele trebuie actualizate și duse în procedura de achiziție publică pentru acoperirea celor 2 milioane de hectare. Eu când am plecat de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, erau puse la dispoziția fermierilor aproape 1.400.000 de hectare. Asta este realitatea. În momentul de față, acest sistem de irigație a fost blocat de actuala conducere, atât a Ministerului cât și a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Eu cred că domnul Chesnoiu va da drumul și va continua proiectul de reabilitare a celor 2 milioane de hectare din România de ale sistemelor de irigații.
Domnul președinte, uitați că încep să vină întrebări pentru dumneavoastră din partea domnului Ionică Nechifor. Dacă vrem să reușim în agricultură, trebuie înlocuit DAJ-ul, Direcția Agricolă Județeană, cu camerele agricole. Decizia la nivel de județ aparține fermierilor care își pun oamenii în frunte, să dispară birocrația și să accesăm fondurile europene, formând o echipă care să facă proiecte fermierilor și să monitorizeze acele proiecte. Da, asta va fi o decizie, o vom discuta inclusiv cu toți reprezentanții, inclusiv cu domnul ministru al agriculturii, și cred că decizia cea mai bună este să ca fermierii să aibă acces la fondurile europene cât mai ușor și să aibă consultanța aceasta pe accesare de fonduri europene. Bun, pentru zootehnie, că tot am întâlnire în seara asta cu zootehniștii, aveți ceva? Eu cred că zootehnia este foarte importantă și domnul a spus foarte clar. Mai întâi trebuie să reglăm prețurile atât a îngrășămintelor cât a inputurilor și a tot lucrurile acestora. Și vă dau un exemplu și cred că dânsul știe foarte bine. Atâta timp cât nu vom avea vegetal, iar terenurile agricole din România, dacă aceste lucruri vor fi foarte scumpe și vor rămâne terenuri necultivate, următorul pas este să distrugem zootehnia. De aceea trebuie să ne îndreptăm spre vegetal, astfel încât să asigurăm hrana necesară, astfel încât zootehnia să aibă materia primă de care are nevoie. Și cred că e o întrebare și vreau să-l întreb pe dânsul dacă este corect ceea ce a spus. Domnul președinte, zootehnia e deja distrusă în momentul de față. Dacă aș vrea să vă spun că imediat după Revoluție, să zicem, aveam 3 milioane sau peste 3 milioane de vaci cu lapte, acum am ajuns să avem 380.000, eu știu, a scăzut aproape, cât? Cu 90% aproape a scăzut. Aproape cu 90%, da. Și aș vrea să vă spun că producem porumb în țară. Cam 24% din producția Europei. Iar lapte produce 0,7% din producția Uniunii Europene. Deci asta ce înseamnă? Că zootehnia e la pământ. Nu? 0,7% în condițiile când produce din producția de lapte Uniunii Europene. La porumb suntem 24%, e ceva. La lapte suntem la pământ. La carne la fel la pământ. Ce să... Zootehnia e la... Bun, domnul președinte, vă rog să mai rămâneți un pic alături de noi, 10 secunde de publicitate și apoi o să participe la dezbaterea asta și domnul Alexandru Baciu, cred că îl cunoașteți, un important fermier de aici din sudul țării, are afaceri importante în zona asta de agricultură, atât pe parte de vegetal cât și pe zootehnie și sunt convins că dorește și dumnealui să vă adreseze una, două întrebări. Mulțumesc pentru înțelegere! Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, am revenit în direct. Domnul Alexandru Baciu, bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitaților noastre, bună seara telespectatorilor a postului Agro TV. Bun, alături de mine și de domnul Claudiu Davițoiu, îl avem pe noul președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, în premieră în seara asta la un post de televiziune din această poziție. Ce îi transmiteți domnului Barbu? Pentru că, din câte am înțeles, cu domnul Chesnoiu ați lucrat bine. Da, noului președinte al Comisiei de Agricultură de la Camera Deputaților, îl felicităm pentru poziția pe care o va ocupa de acum încolo și este o poziție foarte, să spunem așa, cu mari responsabilități în domeniul agriculturii și are câțiva, cum să spunem, câțiva cartofi fierți pe masă acolo sau care frig tare mult. E vorba de legea rendei, e vorba de legea creditului agricol. Este vorba de Fata Morgana, care se cheamă Irigații, pe care dânsul le-a păstorit o bucată bună de timp,
au făcut proiecte pe timpul cât dânsul a fost la agenție, director general. Unele mai bune, unele mai rele, unele rele care sunt și acum nerezolvate pe sistemul, pe partea de irigații, sunt proiecte care nu sunt încă implementate în sistemul din cauza birocrației excesive. Eu vă dau un singur exemplu. Vă dau exemplu de la mine din curte. Am proiect de 4 ani de zile semnat cu agenția și neimplementat nici până la ora actuală din cauza birocrației excesive, care ține poate nu numai de AFIR, ține de celelalte organe abilitate care trebuie să dea avize și avizele. Trăim sub impulsul dictaturii hârtiilor și a avizelor de la apele române, de la mediu. 3 luni de zile așteptăm să ni se dea un aviz și nu se dă. Că mai trebuie ceva, că mai trebuie nu știu ce. Sunt deci 4 ani de zile să stai cu un proiect neimplementat în condițiile în care nu mai înțelegem absolut nimic. Atunci, dânsul în poziția pe care o are acum ca nou președinte al Comisiei de Agricultură, având în vedere că și ministrul agriculturii face parte din aceeași clasă politică, sunt de la același partid, sperăm să avem sau soluțiile care se vor, pe care le așteaptă fermierii de la dânsii să fie cât mai repede implementate. Deci, repet, legea creditului agricol, legea arendei, irigațiile, partea de zootehnie care, vorba colegului Davițoiu, este la pământ. Astăzi am participat la grupul de dialog pentru sprijinul cuplat în zootehnie. Cel puțin pentru mine este o dezamăgire că Ministerul Agriculturii vine cu niște soluții care sunt rupte de realitate, nu au nimic în comun cu ce se întâmplă la românești așa la coada vacii. Sunt probleme multe pe domeniul agricol. Are de lucru, domnul președinte, nu mă îndoiesc de treaba asta. Domnul Barbu, ne-ați auzit? Da, da, sigur. Sunt de acord cu dânsul și cred că vom adopta un plan de măsuri pentru a susține toate problemele pe care fermierii le-au în, atât cum a spus dânsul pe partea de irigații, pe AFIR, domnul Chesnoiu vine exact din funcția de director, a fost în funcția de director general al Agenției Naționale de Investiții Rurale și eu pe Agenția Națională de Îmbunătățiri Funcționale, sunt sigur că vom debloca aceste lucruri și cel mai mult ar fi bine ca fermierii să vină și să discute cu noi și să ne aducă aceste probleme. Cred că aceste probleme sunt cunoscute și de reprezentanții și de directorii de la AFIR și de la ANIF. Împreună vom lua deciziile cele mai bune și sigur vom debloca aceste proiecte. Și am spus și mai devreme, eu am avut inițiativa în acea guvernare când am fost director Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și am spus că fără apă gratuită fermierii nu poate să plece să-și investească în organizațiile de udători și noi în infrastructura principală dacă nu dăm acest sprijin. Acest sprijin l-am legiferat, am avut probleme foarte mari și cu apa gratuită, am mers la Bruxelles, am convins că nu este un ajutor de stat și lucrurile au intrat într-o normalitate, că ne-am lovit exact cum s-a lovit și dânsul de birocrația asta din cadrul Ministerului Agriculturii, în care mă duceam foarte des la reprezentanții ministerului și spuneam că vreau să dau acea lege cu apa gratuită și ne spuneau nu, că este ajutor de stat și Comisia nu este de acord. M-am deplasat la Comisia Europeană, le-am explicat ce înseamnă apa gratuită pe canale, ce înseamnă pentru mediu, ce înseamnă pentru tot și nu a fost nicio problemă pentru a da acea lege. De aceea sunt sigur că împreună cu domnul ministru vom rezolva toate problemele care sunt legate, pe care fermierii le au în momentul de față. Iar pe parte de legislație pentru creditul agricol, pentru legea arendei și toate astea, sunt astăzi am preluat funcția de președinte și mă voi ocupa și în cel mai scurt timp împreună cu domnul ministru voi cere punctele de vedere astfel încât să credem și într-o discuție cu fermierii și cu asociațiile să rezolvăm aceste probleme. Bun, mai am un singur mesaj pentru dumneavoastră din partea unor consultanți de fonduri europene, vine așa mesajul referitor la extravilanul fără puz.
În data de 25 a intrat pragul mai mic și foarte multe proiecte nu vor fi eligibile sau nici posibilitatea de depunere, fiindcă s-au împiedicat la obținerea puzzle-ului. Pe scurt, nu știu în ce constă de a putea fi publicat în Monitorul Oficial sau dacă ar fi posibil o erată la ghid în privința aceasta. Dacă tot a reușit să obțină să treacă de Senat, atunci să putem și aplica când efectiv este momentul potrivit, fiindcă mai repede de 2024 mulți n-o să aibă șanse de depunere a acestor proiecte. Domnul Ovidiu Ghinea, acel act normativ prin care în extract, să poți să construiești în extravilanul localităților este o inițiativă a parlamentarilor de Olta, a mea și a domnului ministru Adrian Chieznoiu, și legea este trecută de Camera Deputaților, prin Camera Decizională. Trebuie decât promulgată de președinte și intră în vigoare. Am înțeles. Bun. Mulțumesc mult, domnul președinte. Pentru... Vă rog. Aș vrea să-i mai transmit ceva, nu să-i ziceți o întrebare. Să știți că noi ăștia din sectorul privat și în special noi ăștia din zootehnie, vacile cu lapte, trăim sub dictatura bugetarilor. Ne omoară cu controlele, ne omoară cu amenzile. În loc să vină să ne ajute, că totuși sunt DSV-ul, sunt destule organe de control. Dacă vă spun că la nivel de județ sunt peste 40 de organe care ne controlează. Și toată lumea ne amenință. Cu ce ne amenință? Când ne dă amenzi, când ne dă amenzi. Parcă noi am fi dușmanii țării. Cam așa se petrece treaba la nivel de județ. În special cu noi ăștia privați. V-am spus, noi vrem să creăm și dacă creăm acest cadru pentru a obține o independență alimentară, sunt sigur că toate produsele și care vor fi pe piață și orientarea economică și va începe cu produsele agroalimentare, inclusiv cu sunteți dumneavoastră în zootehnie cu laptele. Bine. Mulțumesc pentru prezență, domnul Barbu, și mult succes acolo în fruntea Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Mulțumesc. Luăm câteva minute de publicitate și apoi revenim la subiectele noastre din zootehnie.